întâmplă din punct de vedere politic. Cunoașteți și să știți cât de importantă este Primăria Generală. Primăria Generală te poate face chiar președinte. Da, ți se poate întâmpla să ajungi președinte pentru că te încarci cu un număr de voturi și o susținere publică foarte mare, de care s-a bucurat și Stoin Oprescu, v-ați bucurat și dumneavoastră la un moment dat. Viitorul primar general care vine în locul lui Oprescu este un om căruia îi se prefigurează o carieră bună, evident, dacă își face treaba și dacă are suficientă forță. Așa viitorul este. Primar poate avea o carieră frumoasă din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, cu condiția să nu stea decât un mandat. Da, de ce? Pentru că deja la al doilea mandat te erodezi mult prea mult. Intervine și consultanța politică. Deci îl sfătuiți pe viitorul primar să stea un mandat, să nu... Un singur mandat, dacă vrea să folosească funcția de primar general al capitalei pentru a candida la președinție, îi recomand să stea un singur mandat. Dați-mi trei nume de politicieni pe care îi cunoașteți, care ar putea să abordeze o primărie a Bucureștiului, din ce avem pe piață, piața asta limitată ce-i drept, dinamitată de dosare penale. E foarte greu să vă spun, adică nu văd un bărbat politic energic privind la perspectiva primăria capitalei, după care candidatură la președinția României. Sau poate o femeie energică, nu știu, doamna Gorghiu, de exemplu. Să știți că aș merge mult mai repede pe mâna doamnei Udrea, pe care o știu, un om extrem de puternic și consecvent. Să sperăm că își va rezolva problemele cu justiția. Ați susține-o pe Elena Udrea într-o candidatură la Primăria Bucureștiului? Domnul Mănăstire, pe Elena Udrea am susținut-o în toată cariera ei politică, pentru că cred că este un om cu calități extraordinare, dar acum trebuie să rezolve niște probleme. Am înțeles. Votul politic, tot așa ne agățăm de sondaje, arată că cei de la PNL s-ar bucura de un vot politic de 45% în București, așadar poate din primăvara viitoare vom avea un primar din zona liberală, mai degrabă decât din zona de stânga. S-a spus tot timpul că Bucureștiul e de dreapta. Bucureștiul, eu mi-aduc aminte, și când am câștigat eu alegerile în 2000, Bucureștiul, dreapta a câștigat Bucureștiul. Dreapta n-a câștigat deloc Bucureștiul, atunci că toți cei 6 primari de sectoare erau primari PSD. PSD-ul e extrem de puternic în București, extrem de puternic, și în niciun caz, dacă ar câștiga un primar de dreapta, în niciun caz n-ar putea guverna cu alți 6 primari de sectoare de dreapta. O știți foarte bine. O știu foarte bine. Cu certitudine va avea foarte un număr mare de primari de sector din PSD. Acum, domnul Mănăstire, Bucureștiul are o mare problemă. Este adevărat, din timpul mandatului meu, creată de guvernul Năstase. Pentru că erau 6 primari de sectoare, PSD, guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care a spart bugetul primăriei capitalei și avem 7 bugete. Deci, orice este primar... Este și acum ordonanța asta? De bună seamă. Orice primar, oricât de bun ar fi, orice primar general al capitalei, el nu are decât circa 1/7 din bugetul capitalei. Au fost ani în care primăria sectorului 1 a avut buget mai mare decât primăria capitalei. Deci, practic, primarul general al Bucureștiului este, de fapt, unul dintre cei 7. Unul dintre cei 7. Nu e mare lucru din punct de vedere al bugetului. Nu, și mai mult... Mai mult, primarii de sectoare rămân cu toți banii pentru ce au de făcut, pentru ce vor să facă în sector. Primarul general al capitalei trebuie să plătească subvenția la RADET, subvenția la RATB, banii să țină marile parcuri care sunt la el, nu vorbim de marile bulevarde care sunt tot la el, deci îi rămâne o sumă destul de mică pentru a crea ceva. Pentru a crea dezvoltare, pentru că banii Bucureștiului sunt împărțiți în 7 bugete. Sunt la sectoare, mare parte din... Nu vă ascund că, deși am avut timp de 3 ani și 4 luni un guvern
care a fost partenerul președintelui, guvernul Boc, nici atunci n-am reușit să-i conving să pune în capăt acestei prostii făcute în timpul lui Adrian Năstase. De ce? Pentru că partidul era mai aproape de guvern decât președintele, era Poteraș la sectorul 6, era Negoiță la sectorul 3, mai știu eu, cine care n-au vrut să se revină la un singur buget pe capitală. Bun,